Este ora 7, bună dimineața și bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor. Dana Popescu sunt eu. Mai avem și săptămâna aceasta de campanie electorală. Duminică suntem așteptați la vot. Rămâne de văzut cine și cât a convins, care sunt obiectivele unei comunități și ce înseamnă până la urmă îndeplinirea lor. Argeșul votează emisiune de promovare electorală în cele ce urmează, când reamintim faptul că injurile sau denigrările contra candidaților nu sunt permise. Timpii de antenă aparțin în continuare Partidului Național Liberal Argeș, din partea căruia candidează pentru funcția de primar al comunei Albota, domnul Ronald Florian Dumitru, prezent în studioul nostru. Domnule Dumitru, bună dimineața și bine ați revenit! Bună dimineața și bine v-am regăsit! Iată, campania electorală a intrat în linie dreaptă și așa cum ne așteptăm, vrem să vedem care sunt obiectivele și cu ce ies în față candidații, nu-i așa, pentru mandate administrative. Deși la început îmi propusesem să vă rog să ne conturați un portret personal, profesional, ca să vedem dincolo de candidatură cine este omul. Totuși vă întreb, cum este această săptămână ultimă de campanie și cum a fost cu totul pentru dumneavoastră? Pentru mine toată campania a fost o alergătură continuă. Deci credeți-mă că am luat comuna la pas de 6 ori. Deci cunosc cam fiecare problemă în fiecare sat, fiecare cetățean, ce nemulțumire are. Dar încă mai putem. Asta este foarte bine în momentul în care, iată, candidații vin în fața alegătorilor și spun că putem. Că până la urmă acest lucru vrem să vedem, că oamenii care vor să ne reprezinte vor și chiar pot să îndeplinească anumite obiective. Ce credeți că vă diferențiază, eu știu, în fața contracandidatului, care atunci vorbim de primarul actual, un om cu experiență vastă, unul dintre cei mai vechi primari din România, dacă nu mă înșel. Trebuie să veniți cu ceva în plus, nu-i așa, ca să convingeți. Care ar fi avantajele dumneavoastră? În primul rând, sunt tânăr, am foarte multe idei, sunt transparent, comunic cu fiecare cetățean și îl ascult, îl ajut dacă pot, pe când actuala conducere nu face același lucru. Dacă ar fi să ne realizați acest portret personal și profesional, de ce nu? Care este pregătirea dumneavoastră și ce principii ați înglobat din pregătirea pe care o aveți ca să vă ajute în misiunea pe care vă doriți? Eu de 9 ani lucrez la o firmă de cadastru, lucrez cu omul și în meseria mea corectitudinea este cea mai importantă. Și sunt alături de oameni și îi ajut cu mare drag. Spuneți. Da, așa cum ne-am obișnuit și cum suntem obișnuiți, candidații vin și cu un program electoral, nu-i așa? Un program de guvernare locală și o să vă rog pe dumneavoastră să ne spuneți care sunt prioritățile, care sunt punctele pe care le aveți în vedere și pe care automat că vi le însușiți ca și primar dacă veți câștiga la Albota. În primul rând, cetățenii își doresc transportul metropolitan. Albota este singura comună care nu a aderat la acest transport metropolitan. Și când vorbim de transport metropolitan, nu trebuie să vorbim doar despre un microbuz cu aer condiționat, cu perne de aer. Nu, trebuie să ne gândim și la ce facilități au cetățenii. Trebuie să ne gândim, un abonament pentru un cetățean costă 80 de lei pe lună, pe orice rută din transportul metropolitan. Pitești, Bradu, Bascov, toți cei care au aderat până acum. Pe când am stat de vorbă cu câteva familii și cu 2 copii au o cheltuială în jur de 700 de lei pe fiecare lună. Doar 2 copii. Mai puneți dumneavoastră și 2 părinți să ducă la cheltuieli de 1400 de lei pe lună. Deci transportul metropolitan nu înseamnă doar un aer condiționat, un microbuz nou și cu perne de aer. Trebuie să ne gândim și la cetățeni. Și la costuri, spuneți noastră. Da, plus că microbuzele care sunt acum, la ora 20-30 este ultima rută. Și oamenii își doresc să vină de la schimbul 2, că sunt mai multe avantaje. Da. Din câte am înțeles, domnul primar spunea că nu au venit cetățeni la discuții, la negocieri. Adică să înțelegem că n-ar fi interesul cetățenilor? Păi acum eu am strâns în jur de 1500 de semnături pentru acest transport metropolitan. Cred că oamenii își doresc, că am depus proiectul în Consiliul Local în data de 9 februarie, când s-a dezbătut bugetul local și actuala administrație ne-a spus că nu bagă transportul metropolitan pentru 7 chiori. Credeți-mă că nu sunt 7 chiori.
chioși. Persoane, 7 persoane. Da. Sunt 1500 de persoane care ne-au semnat și care își doresc acest transport. Credeți-mă că, tot așa, actuala conducere a spus într-un interviu că oamenii au mașini și că merg la locul de muncă cu... propria mașină, da. Nu. Să știți că majoritatea și-ar lăsa mașinile acasă și ar merge cu acest autobuz. Deci, dumneavoastră susțineți că este necesar transportul, da, și reprezintă un obiectiv în oferta, da, noastră de guvernare locală? Da. Bun, mergem mai departe pe zona. Haideți, dacă tot am început cu zona de transport, infrastructură. Dacă aveți ceva planuri pentru infrastructura rutieră din Albota. Da, sunt câteva drumuri care trebuie reabilitate. Unele care au fost asfaltate arată puțin mai rău, dar mai sunt câteva drumuri care trebuie să reabilitate și... readuse la normal, cum s-ar spune, nu-i așa? Pentru, da, că tot vorbim de acest lucru, comunitățile au nevoie să fie aduse la un stadiu în care normalitatea să fie ceva prezent, nu ca un lux, ci pur și simplu ca o stare de fapt. Da, eu unul consider că în 2024 este o normalitate să ai un asfalt, o canalizare, gaze, apă și așa mai departe. Adică este o normalitate, nu este un lux sau un moft. Da. Așa consider eu. Spuneți-vă despre specificul comunei Albota. Chiar ar fi interesant. Ce ați spune, nu știu, unui vizitator care vine pentru prima dată? Cum v-ați lăuda comuna dumneavoastră? Care sunt punctele forte? Da? Și unde ar trebui lucrat și cu ce soluție veniți dumneavoastră? Păi în momentul de față, ca să vă spun, nu prea ai cu ce să te lauzi. În momentul de față nu avem niciun parc industrial. Nu avem... ceva care să spui mere de drag. Nu ai un loc de joacă, nu ai absolut nimic. Adică... pe zona de cultură, pe zona de agricultură, nu, trebuie să fie un specific. Nu, haideți să vă spun. Căminul cultural, am făcut o cerere pe legea 544, de câte ori a fost închiriat din 2020 până în 2023. Niciodată. Adică acolo nu s-a ținut niciun piesă de teatru, nici o oră de canto, o oră de desen. Adică nu, la noi... Să înțelegem că lipsește și resursa umană sau pur și simplu, nu știu, nu au fost activitățile atât de mult promovate încât să-și dorească să se... Nu au fost activitățile promovate, dacă mă întrebați pe mine. Adică eu nu consider că fiecare părinte vrea să-și ducă copilul la o oră de canto, la o oră de desen, la celelalte activități. Noi vrem să încheiem un contract cu școala de arte și undeva săptămânal, 2 ore, copilul să aibă o activitate. Se află în reabilitare centrul cultural în momentul de față? Nu. Nu. Bun. Să înțeleg că reprezintă un obiectiv din oferta dumneavoastră electorală? Da. Bun. Ce anume vă doriți concret să faceți pentru zona de cultură, având această iată instituție? În primul rând, mi-aș dori foarte mult ca tinerii să aibă activități în comuna noastră. V-am spus, sala de sport, când va fi gata, să avem concursuri de judo, de handbal, de basket, la Căminul Cultural, la fel. O dată pe lună, o piesă de teatru, săptămânal, un profesor de muzică, se predea ore de canto, adică tinerii merg foarte mult pe tineri. Aceste activități non-formale, nu-i așa? Da, pentru că copiii au nevoie și de aceste activități care să le pună în valoare abilitățile și talentele. Au foarte mult, au nevoie. Da. Deci rămânem pe zona aceasta de tineri, așadar cultura reprezintă de asemenea și, da, tot ce înseamnă activități artistice și nu numai o prioritate pentru dumneavoastră. Pentru zona de educație, școli, grădinițe, ce anume v-ați propus și vă doriți pentru comuna Albota? Să știți că majoritatea oamenilor au copii la grădinițe în oraș. Își doresc o creșă. Deci am stat de vorbă cu foarte mulți cetățeni și avem un cartier nou de vile, care ori tatăl, ori mama au buletin pe Pitești ca să poată să-și înscrie copilul la Pitești, la grădiniță. Noi dorim să facem o creșă, un after school. La ora actuală câte creșe, câte grădinițe și școli sunt în comun albă? O singură grădiniță și o singură școală.
Da. Toți copiii din Comuna Albăta vin la școala din satul Albăta. Bun. Să înțelegem că lucrurile clar nu sunt suficiente. Familiile sunt tinere, au copii. Zona aceasta de familie cum se prezintă la Albăta? Să știți că sunt foarte mulți copii. Din ce am înțeles eu, sunt undeva la 286 de copii, dacă nu mă înșel, plus minus. Dar dacă am face o creșă, cu siguranță vor fi mult mai mulți. Da. V-au spus oamenii cu care a stat de vorbă despre acest lucru pe zona de educație, au venit și din partea domnilor lor aceste doleanțe de a avea o creșă și de a-și ține copiii acasă la Albăta? Da, eu am luat comuna la pas de 6 ori și mi-am notat fiecare problemă și fiecare nemulțumire a fiecărui cetățean. Și da, să știți că își doresc. Ce anume și au mai semnalat în afară de ce am vorbit până acum? Știți, de multe ori avem tendința să vorbim lucruri care par așa lucruri majore, fabuloase, dar când stăm de urmă cu cetățenii, constatăm că până la urmă sunt lucruri decente și de bun simț pe care și le doresc. Vreți să vă spunem mulțumirile? În primul rând, locuri de joacă. Nu avem niciun loc de joacă. În al doilea rând, oamenii își doresc să fie ascultați și respectați. În momentul de față nu se întâmplă acest lucru. Primăria este închisă. Închisă deci, la propriu? Sau? Da, da. Trebuie să sun la un interfon și la care să aștepți 5 minute, 10 minute, 15 minute până coboară cineva de sus să te întrebe ce problemă ai sau ce dorești și așa mai departe. Oamenii vor să, ca primăria să fie a lor. Adică când stai de vorbă cu ei, domnule, în primăria, slujba cetățenilor, da. Domnule, primăria a devenit privat. Adică noi ne vrem primăria noastră, ne vrem comuna noastră, deci 90% din oamenii cu care am stat de vorbă, aceasta este nemulțumirea. Spunea tot așa actuala administrație că primăria este închisă de când cu COVID-ul. Stați un pic, acolo este un hol de 3 metri pătrați în care posibil câteodată să găsești 20 de persoane. Trecând pe acolo, domnul primar sau altcineva, nu poți să iei un microb când în 3 metri pătrați sunt 20, să mai și oprește să stea de vorbă cu ei. Adică asta este o scuză care oamenii nu mai acceptă așa ceva. Deci credeți-mă că 95% din ei sunt supărați pe tema aceasta și 50% din oamenii cu care am stat eu de vorbă au probleme cu terenurile. Le-au dispărut terenurile, nu le-a pus în posesie, nu... Adică, credeți-mă că sunt foarte multe... Au dovedit cu acte în regulă, adică vin cu acte în regulă și dovedesc că, nu știu, au fost și sunt moștenite sau achiziții. Da, chiar o doamnă mi-a spus săptămâna trecută că după 20 ceva de ani s-a dus să-și recupereze un teren care l-are moștenire și că i s-a spus de acolo, dar până acum de ce n-ați venit să-l luați? Că nu-l mai aveți. Păi ce a făcut? A intrat la apă? Adică, credeți-mă că oamenii sunt foarte nemulțumiți de cum sunt tratați, de ce servicii li se oferă în primărie și de toate celelalte. Da. O să alungăm o privire pe oferta dumneavoastră electorală, pentru că, așa cum spuneam, doamnelor și domnilor, fiecare candidat vine cu un catalog, am putea spune noi așa, o broșură în care sunt trecute toate obiectivele pe domenii de activitate și haideți să ne oprim la ceva ce... Haideți, vă rog, să vedem. Aici sunt toate... Toate proiectele și toate obiectivele pe care vi le-ați propus, aici. Vă rog. Da. Așa, bun. Haideți să vedem ce avem aici. Avem nevoie de o biserică în satul Albăta. Biserică în satul Albăta. Da. Avem o biserică foarte veche acolo, de undeva, din anul 1800. Este monument istoric și este micuță. Și oamenii își doresc și au dorit o biserică. De 10 ani de zile li se promite această biserică. Au fost probleme de nu s-a putut construi sau că mă gândesc că tot timpul apar și alte lucruri de care noi nu știm? Nu, consider că au fost alte priorități pentru actuala conducere, adică a strâns 1200 de semnături, din ce am înțeles eu, preotul, pentru biserică și pentru monument. Biserica nu s-a făcut doar monumentul. Urmează, probabil este în grafic și biserica. De 10 ani, da. Urmează. Bun, mergem mai departe, așadar, biserica în satul Albăta, următorul punct, transportul metropolitan în toate satele comunei Albăta despre care ne-ați vorbit, piață agroalimentară în satul Albăta. Da, eu nu mi-aș dori o piață agroalimentară undeva în centrul comunei,
ca fiecare cetățean să vină să își poată vinde ce produce, legume, da, ce produce. Pentru că un om care merge acum, sunt foarte mulți, să știți, care vin în piață pe Craiovei și au niște costuri, credeți-mă. Costuri, da. Timp, dacă mai sunt și în vârstă, adică... Nu există deloc sau nici în niciun fel de stadiu această piață și nu. Vă doriți... Ok, nu. Bun. Deci nu. Este un obiectiv nou-nou, cum s-a spus, pe care noastră vreți să-l aduceți în Comuna Albota. Asfaltarea drumurilor comunale și reabilitarea acestora, drumuri comunale. Șanțuri betonate, la fel drumurile și cu șanțurile betonate, majoritatea drumurilor. Unele drumuri doar s-au asfaltat, șanțurile nu sunt betonate și oamenii sunt nemulțumiți. Chiar aseară am fost la un domn, m-a sunat și m-a chemat și mi-a... Domne, că strada asta e asfaltată de 10 ani, de 10 ani nu s-au făcut șanțuri betonate, i-a cerut domnului primar și nu mai contează răspunsul care l-a primit. Dar utilități sunt? Apă, gaze, canalizare? Gaze sunt în toată comuna. Apă, curent, canalizare parțial. Adică în Albota unele străzi nu au canalizare, adică vorbind de o stradă la 3,5 km de Pitești, nu are canalizare. Tocmai îmi povestea weekendul trecut un domn acolo, în 2020 li s-a promis, strada Genei se numește, li s-a promis că dacă îl vor vota va băga canalizare și în acest mandat a venit cu aceeași chestie și nouă canalizare. Adică la 3,5 km de Pitești să nu avem canalizare, credeți-mă că, adică, nu știu, din punctul meu de vedere. Și două sate, Mareș, Cerbu, tot așa, nouă canalizare. Trei sate și Frătești. Dar la Frătești aceia sunt uitați de lume. Deci este o comunitate mai restrânsă acolo? Da, sunt doar 46 de locuitori din ce m-am documentat, dar un domn de acolo mi-a spus domnului primar să le bage și lor utilități și așa, că nu are nevoie de 46 de voturi. Am mai auzit această retorică și până la urmă nu este deloc sănătoasă pentru că cetățenii au nevoie, fie că sunt 10, fie că sunt 1000, cetățenii au și ei dreptul la decență. Dar nu trebuie să gândim așa, că dacă acolo sunt 46 de locuitori și plătesc un impozit, vă dau un exemplu, de 20.000 de lei, acolo n-ar trebui să facem. Nu. Acolo, credeți-mă, sunt două temelii turnate de niște cetățeni de la București, care de zona aceea este o zonă extraordinară, cu pădure în spate, deci este o zonă superbă. Dar neavând utilități, neavând drum, neavând nimic... Nu se poate dezvolta. Nu se poate dezvolta. Deci vă spun, acolo dacă ai băgat utilități, toată zona aceea se va popula în 3 ani de zile. Deci este o zonă extraordinară. Și sunt două temelii, că am întrebat un domn de acolo, dar ce s-a întâmplat? Au venit niște domni de la București, au cumpărat teren, li s-a promis, facem, băgăm, și oamenii și-au rămas. Da, așadar reprezintă încă un obiectiv pe lista dumneavoastră. Chiar dacă sunt 46 de locuitori, cum spune actuala administrație, pentru noi reprezintă un obiectiv. V-ați interesat și pe ce fonduri se fac aceste investiții și lucrări? Noi o să accesăm toate fondurile. Deci credeți-mă că nu va fi fond ca noi să nu-l accesăm. Avem o echipă pregătită și credeți-mă că o să și reușim. Bun, mergem mai departe. Avem un alt obiectiv pe care l-am discutat, dar aș vrea să ne reamintiți. Locuri de joacă în fiecare sat din comuna Albota. Ați identificat deja și locația? Nu există niciun loc de joacă în momentul de față? Nu, este unul cu două leagăne și cu un topogan în curtea școlii. Dar nu ai voie, pentru că după ce se pleacă de la școală, se închid porțile și nu ai acces. Dar nu există niciun loc de joacă. Teren de fotbal sau teren de sport? Teren de fotbal avem doar în curtea școlii, în care copiii noștri, tinerii, care, v-am spus, sunt foarte nemulțumiți, nu au voie să se joace pe acest teren. Și am făcut o grămadă de sesizări. Credeți-mă că toți copiii noștri de acolo, cu vârste între 14 ani și 20 de ani, se duc la Hințești, în satul Moșoaia, și se joacă pe terenul de sport. Nu au acces. Doar în cadrul orelor de curs, bănuiesc. Vă referiți în afara orelor de curs? Sau? Nu, în afara orelor de curs, da. Nu au voie,
Și nu avem niciun teren de sport. Da, au fost și situații în care, eu știu, v-ați confruntat cu tot ceea ce ține, eu știu, de deteriorarea mobilierului urban, pentru că, din păcate, ne mai confruntăm, nu neapărat voit, dar se mai întâmplă de multe ori să se deterioreze mobilierul urban. Sunt și astfel de cazuri sau au fost cazuri semnalate în albota pe acestea? Nu, eu vă spun că nu. Credeți-mă că tinerii mă respectă foarte mult și eu tot ce am vorbit cu ei au fost foarte cuminți, foarte serioși. Deci credeți-mă, nu că o spun eu, dar tot ce i-am rugat, așa s-a întâmplat. Da. Deci credeți-mă. Că se întâmplă să deterioreze, eu știu, mobilierul, pentru că îl accesăm în mod educațional, e altă treabă. Că se face în mod voit, deja este cu totul altă discuție. Doamne, dar suntem copii. Da. Suntem copii. Adică o greșeală se poate îndrepta. Dacă îi explici, dacă îl asculți, dacă comunici cu el, vă spun că de rușine nu o să mai fac acel copil și toți am fost copii și am făcut prostii. Da. Înființarea trotuarelor și a pistei de biciclete. Aici aș vrea să vă spun ceva. Vă rog. În programul electoral 2020-2024, pe pliantul actualului primar, scria înființarea trotuarelor la DNU. Pe pliantul care l-a dat acum cu realizările din 2020-2024, a scris că l-a realizat. Dar oamenii nu l-au văzut. M-a oprit un cetățean. Bifat, realizat, da, sau în curs de finalizare? Că și aici o discuție. Realizat. Da, realizat. Adică nu scrie în curs de realizare sau parțial. Nu. Da. Deci m-a așteptat un cetățean la poartă cu pliantul din 2020 și cu pliantul din 2024. Nu-mi explicați și mie. Păi ce să vă explic, că nici eu nu-l văd. Dacă dumneavoastră îl vedeți... Mai avem maxim 3 minuțele și o să citesc repede-repejor alte 3 obiective. O să vă opriți dumneavoastră asupra unuia pe care îl considerați, eu știu, care extrem de important. Locuri de agrement în satele Cerbu și Albota, decolmatarea și amenajarea șanțurilor comunale, crearea unui centru de recuperare pentru copii și adulți cu dizabilități, înființarea a unui minim parc industrial în comuna Albota și accesarea de fonduri europene. Cum le înglobăm pe toate pe final? Păi haideți ca să vă spun pe final. Lacurile de agrement. Avem foarte multe lacuri care au fost lăsate în paragină. Deci sunt niște zone extraordinare care am făcut câteva proiecte. O zonă de agrement cu locuri de joacă, grătare, zonă de picnic și v-am spus... Oamenii să vină la pescuit, să vină la o relaxare, copilul să... profitați de resursa pe care o aveți acolo. Și... Fonduri europene, v-am spus. Fonduri europene, avem pe cineva în echipă care cu așa ceva se ocupă și o să accesăm fiecare fond posibil. Orice axă care apare, da. Parc industrial. Parc industrial. În momentul de față nu avem niciun parc industrial. Am discutat în urmă cu 2 luni, am avut o întâlnire la București cu un om de afaceri, care colaborează cu o firmă din Italia, care ne-a spus dacă o să le punem un teren la dispoziție și să le tragem utilități și asfalt, vor să facă o fabrică, nu pot să-i dau numele, da, cu crearea între 50 și 100 de locuri de muncă. Locuri de muncă. Da. Bun. Și iată, crearea unui centru de recuperare pentru copii și adulți cu dizabilități. Da. Să știți că sunt câțiva copii și... Cu nevoi speciale. Da, cu nevoi speciale. Și noi ne-am gândit și la ei. Da. Pe final, domnule Dumitru, mesajul dumneavoastră către cetățenii din Albota, de ce să vă voteze pe dumneavoastră, ca și o concluzie și, evident, acum este momentul să-l transmiteți. În primul rând, sunt tânăr, sunt transparent, o să fiu alături de ei, nu o să-i ameniz niciodată, o să-i ajut ori de câte ori va fi nevoie, de câte ori îmi vor cere ajutorul, așa, și eu nu, niciodată nu o să fiu primarul celui care m-a votat. O să fiu primarul tuturor. Și cu orice problemă vor veni la mine, în limita legală, îi voi ajuta 24 din 24. Acesta a fost mesajul domnului Roland Florian Dumitru, candidatul PNL pentru funcția de primar al comunei Albota. Vă mulțumim pentru prezență și vă urăm mult succes. Și vă mulțumesc pentru invitație.
Doamnelor și domnilor, rămâneți și în continuare cu Antena 3 Pitești, pentru că în câteva momente vom avea din nou partea a doua a emisiunii Ardeșul votează, un alt candidat vine în fața dumneavoastră. Bună dimineața!